Un șofer care circula băut și a lovit un pieton a fost reținut după ce a plecat de la locul incidentului. Pietonul rănit, în vârstă de 51 de ani, a fost transportat la spital, iar martorii au sunat la 112. Oamenii legii l-au identificat pe șoferul fugar și l-au reținut pentru 24 de ore, asta după ce au constatat că avea și o alcoolemie considerabilă. La data de 2 august anul curent, polițiști din cadrul postului de poliție Turburea au fost sesizați de către un bărbat din comuna Turburea cu privire la faptul că la data de 1 august anul curent, o persoană a fost acroșată de un autoturism, suferind leziuni, fără a cunoaște date despre autoturismul în cauză ori conducătorul acestuia. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care, din primele verificări efectuate, a stabilit faptul că la data de 1 august anul curent, un bărbat de 51 de ani în comuna Roșia de Amaradia, în timp ce se deplasa în calitate de pieton pe drumul județean 661 Turburea, sat Turburea, a fost acroșat cu oglinda laterală de un autoturism de culoare închisă care circula din direcția orașului Târgu Cărbunești către orașul filial județul Dorj, fără a putea oferi alte detalii privind autoturismul implicat în eveniment. Iar conducătorul autoturismului a continuat deplasarea fără a opri la fața locului. În urma impactului, bărbatul de 51 de ani a suferit leziuni în zona membrului inferior drept, fiind transportat la unitate medicală pentru investigații suplimentare. Din verificările efectuate de poliție, s-a stabilit faptul că autorul evenimentului rutier este un bărbat de 57 de ani din comuna Turburea. Acesta, în timp ce se deplasa pe drumul județean 661 Turburea din direcția orașului Târgu Cărbunești către orașul Filiaș, județul Dorj, l-ar fi acroșat pe bărbatul de 51 de ani, continuându-și deplasarea. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar în urma testării a rezultat o concentrație de 0,24 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto depistat băut este cercetat acum pentru mai multe infracțiuni care îl pot trimite în spatele gratiilor.